Și următoarea noastră invitată va fi tot Ana Maria, dar facem acum o trecere, facem trecerea de la client, apropo, către agenție. O să vorbim despre o campanie care a fost de succes, o campanie foarte interesantă, Alt KFC, Powered by KFC, desigur, și trebuie să vă mărturisesc că... Nu știu dacă neapărat Ana, dar cineva a venit cu un bucket uriaș de KFC. M-am dus acolo inițial, mă gândeam, oare o fi ceva în el? Nu este nimic de data asta, dar o provoc pe Ana data viitoare să vină cu acel bucket, care imaginați-vă că este cât jumătate din înălțimea mea. Nu sunt eu foarte înalt, dar trecem peste asta, dar să fie plină. Hai să vedem dacă va fi așa. Ana Maria Stoica, Senior PR Manager, Gol in România. Bun venit! Stați să vedem cum să facem setup-ul. Salutare tuturor, mulțumesc mult Alex pentru prezentare, mulțumesc echipa BIS pentru invitație, felicitări pentru evenimente și la cât mai multe. Numele meu este Ana Maria Stoica, Senior PR Manager la Gol in România, dar cum îmi place să mă prezint în astfel de contexte, omul care lucrează pe brandul KFC de aproximativ 5 ani de zile, practic le-am văzut pe toate. Prezentarea de astăzi am numit-o noi o perspectivă 3D. Practic o să vedem cum s-a îmbinat PR-ul cu zona de creație și, bineînțeles, perspectiva clientului în această campanie, care e o manifestare de brand, un studiu de caz, practic, care a venit să răspundă unei nevoi concrete de business, pentru care noi a trebuit să găsim niște soluții foarte creative, dar rămânând totodată în filozofia de brand și adaptându-ne la contextul actual. Bun, proiectul acesta a început în pitch și după multe zile și nopți nedormite petrecute în agenție, am enorma satisfacție de a fi astăzi aici, de a vă prezenta acest proiect și de a vă spune puțin povestea din spatele lui. Partea de PR. S-a tot vorbit, da, conversational marketing în 2021 și foarte mult în epicentru zona de customers și cum să le citim din ce în ce mai bine nevoile. Vă trec un pic prin felul în care a venit brieful către agenție. KFC ne-a spus, vrem foarte tare să comunicăm atributele de freshly prepared, noi am mai făcut asta în trecut, dar am simțit nevoia să facem ceva nou de data aceasta. Bun, să avem o manifestare de brand, să fim foarte credibili și pe bune, să găsim cele mai inedite formate și, desigur, tool-uri de PR și social media. KFC și Fresh nu merg niciodată în aceeași propoziție. KFC își importă ingrediente de peste hotare, imprimantele 3D și nu știu, informațiile de genul acesta pot să continue la nesfârșit, pentru că la un simplu search pe internet, și sunt sigură că voi toți de acasă, ați auzit cel puțin un mit sau l-ați citit pe internet despre KFC. Practic, acesta a fost și punctul de plecare al campaniei noastre, pentru că, da, internetul este plin de aceste mituri și tot felul de lucruri pe care scepticii le spun despre brandul KFC și cum ar suna ele. KFC aduce puiul din Kentucky, America, practic orașul în care a apărut primul restaurant KFC, sau că puiul KFC este pregătit la imprimante 3D, atenție, atunci când el nu este congelat. Sau că nu avem bucătari specializați și că am adus oameni random de pe stradă care habar nu au să pregătească un pui. Toate acestea înglobate sub KFC Mythology, practic tot ce se găsește în social media și pe internet despre KFC. Putea să fie acesta insight-ul nostru, foarte clar, dar am ales să documentăm sau să validăm aceste aspecte prin două tipuri de tool-uri. Odată am desfășurat un research cantitativ cu aproximativ 500 de respondenți, mediul urban, rural, femei, bărbați, cunoscători ai brandului KFC, și totodată să facem un research și în social media. Pe ziua, în data de 7 august, ziua sincerității, am derulat pe contul de Instagram KFC România un Instagram poll în care i-am întrebat pe bune pe fanii KFC ce mituri au auzit despre noi pe internet. De ce am făcut asta? Pentru că KFC este un brand care comunică foarte mult în social media, care ține fanii aproape și care realizează conținut foarte specific pentru toate canalele sale de social media. Prin urmare, era locul cel mai pe bune în care puteam să discutăm cu comunitatea noastră. Ce are ieșit de aici? Bun, ce cred oamenii despre KFC? 8 din 10 români consideră că puiul de la KFC este înghețat. 7 din 10 români consideră că puiul este adus din afară, Kentucky, or you name it.
5 din 10 români consideră că nu avem bucătare adevărat și totul este pregătit de mașinărie. 5 din 10 români consideră că uleiul de la KFC este vechi. Ce trebuia să le transmitem noi prin campania pe care trebuia să o facem pe zona de Freshly Prepared era că noi avem pui proaspăt care ajunge în restaurante în fiecare zi dimineața și este pregătit de bucătari adevărați, că avem peste 75% din pui venit de la producătorii locali și că uleiul este schimbat ori de câte ori este nevoie și respectă toate standardele de calitate. Dar lucrurile astea sunau așa destul de bun, iar le spunem oamenilor același lucruri. Așa că am ales de data aceasta să mergem cu o altă rețetă. Noi în agenție Golin, vă spuneam, avem această vorbă that we go all in și it's a true fact. Și ne place tare mult să dezvoltăm unexpected PR și soluții, nu știu, cât mai inedite. Avem și marele avantaj, o să spun asta și sunt recunoscătoare că lucrez pentru un brand precum KFC, pentru că este cool. Și când spun cool, sunt foarte multe aspecte pe care le avem în vedere. M-aș opri la faptul că este un brand curajos, care chiar a avut curaj să spună pe bune foarte multe lucruri și campaniile pe care le-am făcut de-a lungul anilor sunt dovada vie a acestui lucru. Formate inedite și aș putea să spun că sunt un pionier în industria de fast food și nu numai. The catch. Bun. Aveam niște mituri și am ales să vorbim foarte deschis despre ele și să spunem adevărul. Cel mai probabil toate cărțile de specialitate ne-ar fi spus nu puteți să vă apucați să vorbiți despre aceste lucruri pe canalele voastre în mod public, dar noi am decis să fim pe bune așa cum facem de obicei. Important este sau era cum să facem acest adevăr interesant, cum să-i aducem valoare brandului, dar, repet, bazat pe ceva care era 100% adevărat. Chiar dacă poate calea cea mai simplă ar fi fost să vorbim cu fanii noștri în continuare, cu oamenii care iubesc KFC și care vin întotdeauna și se întorc în restaurantele noastre, de data asta ne-am hotărât să facem fix contrariul, dar cu o doză foarte mare de creativitate, aș putea să spun eu. The out of the bucket solution în cazul nostru a fost să le prezentăm oamenilor cum ar arăta restaurantul KFC dacă noi ne-am luat după toate miturile care circulă pe internet. Astfel am dat naștere acestui alt KFC, practic o alternativă a restaurantului KFC, un alt format de tip serial, practic acest mockumentary de data aceasta, care documentează parcursul unui fost angajat KFC, care se decide să-și deschide el acest concept nou de restaurant, alt KFC, with a crispy twist. Știți cum se zice în România și cred că nu numai, clientul are întotdeauna dreptate. Am zis, bun, hai să vedem cum ar fi dacă de data asta clientul chiar ar avea dreptate, ce s-ar întâmpla. Și ce a fost, bun, am ajuns să punem în contrapunct realitatea KFC cu tot ceea ce însemna și lucrurile freshly prepared de care v-am povestit mai devreme, cu absurdul acestui univers alt KFC. Și da, să vorbim cu scepticii și da, să nu mai vorbim doar despre lucrurile acelea bune și frumoase care ne fac cinste, astfel încât am zis noi vom îmbrățișa toate bârfele, toate miturile care circulă pe internet și vom vorbi foarte, foarte deschis despre ele. Așa, niște lucruri care am putea să rămânem. Adevărul, credem că este un tool foarte, foarte bun în momentul în care înveți să-l folosești și să-l faci să funcționeze foarte bine pentru brandul tău. Cam viață, știți cum e, nu creăm relații de lungă durată bazate pe minciună, dar de cele mai multe ori acest obvious ne scapă puțin din vedere. Am auzit de curând o chestie foarte interesantă și aș vrea să o dau mai departe aici. Imaginați-vă să vă tratați clienții ca și cum ar fi prietenii sau vecinii voștri. Nu prea îndrăznim să le facem, nu? Sau să-i mințim sau să facem ceva, pentru că în primul rând știu unde stăm, dar în al doilea rând pentru că ulterior nu o să mai aibă niciodată încredere în noi și cu siguranță nu se vor mai întoarce. Așa că noi ne-am gândit că dacă vom reuși să schimbăm părerea unor sceptici, s-ar putea să schimbăm părerea întregii lumi despre KFC. Și desigur, să rămânem pe bune. Partea creativă care a intervenit în campania noastră, aici o să-i dau cuvântul lui Luțu, care este one of the creative minds behind the campaign. Profit de ocazie să mulțumesc MRM România și UME România pentru că au fost alături de noi să ducem mai departe povestea acestei campanii și fără prea multe alte descrieri, îl voi lăsa pe Luțu să vă povestească câteva cuvinte. Luțu? Trebuie să apăs eu, Maria?
Salut, sunt Luțu și cred că v-am speriat un pic. Nu e al doilea meu vlog, deși asta voiam să zic, e doar a doua prezentare pe care o fac în formatul ăsta. Însă uimitor, dar începe să-mi placă, s-ar putea chiar la un moment dat să fac un vlog. Sunt content director la McCann World of Romania și sunt regizorul din spatele multor seriale pe care probabil ați văzut pe canalele de YouTube ale brandului KFC. Astăzi vreau să vorbesc un pic despre un nou produs KFC, Social Entertainment Channel, un nou produs, cum îmi place mie să cred, al KFC-ului, un produs de entertainment care vine să le dea oamenilor formate pe care să și le dorească la infeed, pe care să le aștepte, așa cum aștept serialele de pe Netflix. Astăzi vorbim de ultimul serial, ultima producție din această platformă, Alt KFC, este un mockumentary, cred eu, primul mockumentary de genul ăsta din partea unui brand din România. N-aș vrea să vorbim neapărat despre format, pentru că probabil că știți și un mockumentary și știți exact care este formatul ăsta specific. Aș vrea un pic să vedem, să ne uităm la el ca la o soluție creativă cu care brandul a ales să atace niște tensiuni pe care le avea în social. Știm cu toții că există miturile astea despre KFC, mai ales în social, unde există o grămadă de voci care încă cred că puiul de la KFC este înghețat, că nu se schimbă niciodată uleiul și așa mai departe. Și mi se pare curajos modul în care acest brand a ales să nu contrazică aceste mituri, dacă vreți, ba din contră, să le arată un alt fel de KFC, de unde și numele alt KFC, dacă măcar și pentru o clipă aceste mituri ar fi adevărat. Dar am ținut foarte mult ca în timpul filmărilor să îi punem pe angajații KFC în niște situații. Ei n-au știut nicio clipă ce o să filmăm cu ei, știau doar că o să venim să facem niște interviuri și că o să le punem niște întrebări. N-a fost deloc așa. I-am păcărit un pic, dar zic eu, for a greater good. I-am pus în niște situații și i-am forțat să răspundă într-un mod natural unor întrebări pe care unor întrebări care erau puse în gura personajului principal, erau de fapt niște întrebări pe care oamenii le aveau despre KFC în social. Știm cu toții că DNA-ul brandului și filozofia în care brandul ăsta crede este fi pe bune, nu perfect, și cred că faptul că am ales împreună să răspundem acestor mituri pe bune, găsim soluția asta creativă încă o dată laterală și inovatoare, dovedește că este un brand cu adevărat curajos și pentru că trăim vremuri complicate, vă doresc să fiți sănătoși. Mulțumim, Luțu, sper că ne-ai urmărit de acolo, de la distanță. În continuare, cum spunea și Luțu, mi-ar fi plăcut să am marea plăcere de a-i preda ștafeta aici lângă mine Claudiei, dar contextul se pare că se încăpățânează să ne dea în continuare toate planurile peste cap. Rezistăm și mai avem puțină răbdare și sperăm că o să fie bine. Așa că o să încerc eu să prezint un pic și perspectiva clientului. Vă spun, am fost acolo all the way, așa că ar trebui să meargă lucrurile foarte smooth. In the time of chaos și an honest overview, pentru că tot vorbeam de adevăr și onestitate, Voi face o scurtă așa paranteză de la firul pe care îl povesteam până acum și probabil că m-ați auzit și pe Luțu, l-ați auzit și pe Claudia, ați fi auzit-o spunând pe bune, pe bune, pe bune, pe bune. Și am făcut eu acest exercițiu, dar m-am gândit serios după ce am făcut simularea asta, că mă duc la Dex Online și o să le propun un parteneriat să ne bage cuvântul în dicționar. Dar sunt sigură că dacă ar fi și cu tot cu hashtag pe bune, cel mai probabil ați găsi această explicație și anume care reprezintă filozofia locală a brandului KFC, care stă pentru sintagma fi pe bune, nu perfect. Partea faină este că treaba asta se regăsește la nivelul, nu știu, la mai multe niveluri. Atât la nivel operațional, servicii, produse, dar și în tot ceea ce înseamnă marketing și comunicare, practic în tot ceea ce facem noi la KFC. Da, noi, pentru că deja sunt parte din acest brand. Puiul este proaspăt pregătit în fiecare zi în restaurante, toate campaniile noastre sunt pe bune, parteneriatele sunt pe bune, contentul pe care îl facem în social media este pe bune și vreau doar să vă las cu câteva exemple. Cel mai recent ar fi colaborarea X Factor și KFC. X Factor, spuneam,
KFC, spuneam că se confruntă cu acești sceptici care cred tot felul de lucruri despre KFC, ne-am dat seama că și X-Factor are more or less aceeași problemă și oamenii zic că show-ul nu este pe bune, așa că ne-am reunit într-un parteneriat, pentru că tot ce simți și vezi este pe bune. Real-time marketing, pe bune. Aceasta este o postare de pe canalele noastre, ca un răspuns la o postare a lui Sorin Sata pe pagina lui de Facebook. Iar acesta este o reacție pe bune. Acum ceva vreme, Doamne, a fost o isterie, îmi scriau toți prietenii, primim pe WhatsApp mesaje cu oferta KFC și a circulat prin tot felul de grupuri și ne-am reunit, bineînțeles, într-o mică celulă de criză și am decis că o să postăm pe canalele noastre această alertă, pentru că ne place să-i ținem pe consumatorii noștri informați și chiar pe site am avut o bună perioadă de timp această informare, spunându-le că ofertele pe bune le găsim doar la KFC. KFC Social Entertainment Channel, nu o să intru prea mult în detalii, Luțu a spus un pic despre ce e vorba, am început în 2017 cu această schimbare de paradigmă, ce pot să fac este să vă invit pe canalul de YouTube KFC România, să le revedeți pe toate aceste, să revedeți toate aceste producții de la Social Me și așa mai departe, când am lansat sosul de usturoi în retail. Dar aș vrea să ne oprim și de fapt să ne întoarcem la topicul nostru de astăzi și anume Alt KFC, practic cel mai nou proiect care și-a propus într-un mod îndrăzneț să demonteze toate miturile de pe internet. Aici vedeți o serie de KV-uri pentru că tot ce am comunicat a fost în paralel, practic ne-am împărțit canalele astfel încât să avem întotdeauna realul KFC și absurdul și oamenii să poată să vadă ambele versiuni ale poveștii. Aveam real facts, ok, dar trebuia să spunem pe bune și adevărat o poveste cât se poate de reală. Aveam și o poveste, dar trebuia să găsim o modalitate extrem de creativă să spunem această poveste. Și o să vă trec un pic prin câteva etape ale campaniei, pentru că a fost gândită la cel mai mic detaliu, astfel încât să avem așa o perspectivă 360. Vă spuneam de acest fost angajat KFC, rolul lui a fost jucat de Nicu Banea, care este un celebru stand-up comedian din România, tocmai pentru a-i da flavor acestui format de mockumentary. I-am făcut pagina de KFC, i-am făcut pagina de Facebook și am stat și am gândit postări retroactive pe care le-am făcut în timpul filmărilor. Toate erau in line cu scriptul, adică când i-a venit lui ideea să facă asta, când s-a angajat la KFC, când a plecat de acolo. Cred că încă mai este disponibilă dacă vreți să vă uitați ce am făcut acolo. I-am luat și interviuri cu publicații mari din România, pe Pro, Libertatea, astfel încât să facem povestea cât se poate de reală în prima fază. După care, la nivel de producție, cum spunea și Luțu, angajații reali, replici reale, ei n-au știut exact ce vor fi întrebați, tocmai pentru a da această tentă și mai mare de autenticitate. La capitolul influencerii, sigur, ne-a plăcut să inovăm și aici și deși am avut colaborări paid, ca pe orice campanie de altfel, ne-am gândit să le oferim și un alt rol, astfel încât Mariciu și Zvinca au fost efectiv actori în acest mockumentary și și-au jucat practic rolul de influenceri. Mai mult decât atât, celebrele PR blitz-uri pe care le facem în campanii, de data aceasta a fost o invitație venită de la Alin Puiu către influencer și presă, el dorindu-și să invite pe acești oameni la evenimentul lui. Cum am făcut asta? Pe cât de creativ, pe atât de stângaci. Curentor. E greu să mai dai în ziua de azi peste niște oameni care să-ți transforme pui românesc în pui din Kentucky. Hai să vedem cum a sunat PR blitz-ul de la Nicu. Apăs eu? Doamnelor și domnilor, influenceri, jurnaliști, nu dați going la prostii, haideți la Alt KFC, singurul și cel mai tare Alt KFC din parcare. Bine, momentan din parcare, când că nu am spațiu pentru restaurant, dar o să am când o să scriu invitația pe care o aveți în aceeași cutie. Închiriasem deja studioul și nu puteam să mai am în voce. Ne vedem acolo, acolo unde scrie invitația din cutie. Asta dacă fac rost de cutie. Semnat Puiu, noul colonel din oraș. La evenimentul de lansare l-am adus pe noul colonel din oraș
și practic am invitat pe oameni la deschiderea al KFC, dar care a fost de fapt o mare păcăleală, pentru că miturile nu stăteau în picioare, astfel încât restaurantul din păcate nu a văzut niciodată lumina zilei, și am făcut acest eveniment de lansare în care am făcut de fapt reveal-ul campaniei și am prezentat în avantpremieră studiul și întreg mockumentary-ul către audiența noastră, și la final elementul de surpriză care a încheiat foarte creativ și frumos această campanie a fost faptul că am creat la Point un pop-up store, un brand museum în care am prezentat elemente din absurdul al KFC pe care le-am pus cu facts și branding foarte nice din realitatea KFC. El a fost deschis pentru 4 zile pentru publicul larg, ei aveau și ocazia să se așeze pe canapea acolo liniștiți, puteau să-și comande și de la KFC desigur și să urmărească și ei în avantpremieră acest serial, pentru că episoadele apăreau în fiecare zi de joi de la ora 6, astfel încât le-am oferit această posibilitate în avantpremieră. Cum a fost la evenimentul nostru? O să vă las aici să vedeți câteva cadre. Și comunitatea de pe social media ce mituri au auzit despre produsul de la KFC, toate aceste trei direcții, mituri de pe internet, sunt și polul de social media au fost baza de la care am plecat în realizarea de campanie. Ce am încercat noi să facem a fost să demontăm toate miturile de pe internet și nu numai, pe care oamenii le cred despre noi, începând cu faptul că puiul ar fi congelat, puiul ar fi Kentucky, nu am avea bucătari for real, ci mașinării care prepară toate produsele noastre și chiar nu am schimbat uleiul. Și am găsit această manieră creativă, o producție experiment, un mockumentary, unde l-am avut alături și pe Nicu, care mai mult a improvizat decât a mers pe baza unui script, reacțiile fiind naturale atât din restaurante, unde angajații noștri nu au știut ce filmăm, cât și reprezentanții diverselor business-uri care apar în mockumentary. Și credem că am reușit într-o manieră amuzantă să demontăm toate aceste mituri. Mi s-a părut așa, nu știu cum să zic, altfel. Dincolo de conceptul creativ prin care un fost intern la KFC încearcă să-și deschidă propriul restaurant al KFC bazat pe miturile care circulă pe internet, în agenție am avut misiunea de a crea un eveniment de lansare inedit. Mai mult decât atât, am încercat să ducem campania din online, trece. Și avem aici pe Nicu, care executește practic acest interviu. Am luat campania din online. Și am dus offline. Bun. Next step a fost să ducem campania din mediul online în offline. Am creat un spațiu de expoziție deschis publicului larg. Astfel, vizitatorii vor avea oportunitatea de a vedea absurdul din KFC în contrapunct cu realitatea pe bune a KFC. Și eu pui din Kentucky. Da, avem pui Kentucky. De ce din Kentucky? Știe dumneavoastră.
Bun, în încheiere aș vrea să vă las cu câteva gânduri pe care sunt sigură că Claudia ar fi vrut să vă le transmită, dar mă bucur că ați avut ocazia să o vedeți și pe ea. Fiți consistenți în comunicarea voastră, încercați să găsiți această filozofie de brand. Știu că se discuta mai devreme și se spunea că sunt multe branduri care spun doar așa niște lucruri despre ele, dar nu și fac concret. Eu cred KFC că este unul din acele branduri care crede pe bune și aplică filozofia în tot ceea ce face. Încercați să construiți comunicare pe termen lung. Uitați-vă la nevoile de business, că acestea sunt cele mai importante, dar încercați să le tratați într-un mod cât mai creativ. Insight-uri, convenții, iar KFC se poziționează ca acest convention breaker și găsiți purpose-ul brandului vostru și încercați să mizați cât de mult pe el. Nu ignorați ceea ce spun oamenii despre voi și în viața reală, dar sigur și brandurile, și încercați să le adresați și să le rezolvați. Alegeți-vă canalele cât se poate de înțelept, precum și partenerii cu care lucrați. Be honest și trust your agencies. Spunea Marta mai devreme că nu mereu clientul se înțelege bine cu agenția. Ei bine, noi suntem un caz fericit și suntem un trio magic, așa cum v-am arătat pe parcursul acestei prezentări. Încă o dată, numele meu este Ana Maria Stoica. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și felicitări încă o dată echipa BIS pentru tot ceea ce faceți. O plăcere să te ascultăm, Ana Maria. Aplauze, vă rog frumos.